O îndrăgită cântăreață de muzică populară, Elisabeta Turcu, a împărtășit povestea tragică a copilăriei sale și a pierderii fratelui ei, Tudor, ucis de un vecin la vârsta de 5 ani. Într-un interviu recent, Turcu a povestit evenimentele din Joia Paștelui, când fratele ei și verișorii ei jucau un meci de fotbal lângă râul Arceș. Unul dintre băieți a aruncat mingea în apă, iar Tudor, în încercarea de a o recupera, a fost prins de picioare și de cap și aruncat în râu de un vecin de 14 ani. Inițial, Turcu și familia s-au crezut că Tudor s-a necat, dar câteva luni mai târziu, adevărul a fost dezvăluit. Băiatul care l-a ucis pe Tudor intenționase să dea foc la picioarele unui copil, iar un alt copil a amenințat că îi va dezvălui faptele. La priveg, acest băiat care l-a aruncat în Arceș a stat la căpătâiul lui. Tatăl meu a avut o bănuială că el l-a aruncat, iar în toamnă am aflat și noi adevărul. Abia în toamnă a ieșit la iveală tragedia, a spus Turcu. Pierderea lui Tudor a fost o lovitură devastatoare pentru familia Turcu, care a rămas să-l plângă pentru tot restul vieții. Copilăria mea și a surorilor mele a fost marcată de această tragedie. Mama mi-a jelit toată viața ei. Pentru noi, Paștele era întotdeauna foarte trist. Îmi plângeau ochii foarte mult, a povestit Turcu. În ciuda tragediei, tatăl lui Turcu a ales să-l ierte pe băiatul care l-a ucis pe Tudor, spunând, nu am nicio pretenție, copilul nu se mai întoarce, voi veți face legea. Aceasta nu a fost singura tragedie cu care s-a confruntat familia lui Turcu, deoarece cel de-al doilea frate al ei a murit lucrând în vie, iar tatăl ei a murit când avea doar 33 de ani. Pierderea mamei sale a fost cea mai grea pentru Turcu, însă, ea continuă să poarte cu ea amintirea familiei sale și durerea pierderilor prin muzica sa. Povestea lui Turcu ne amintește impactul devastator pe care un singur act de violență îl poate avea asupra unei familii și a unei comunități. De asemenea, evidențiază puterea iertării și capacitatea de a merge mai departe în ciuda durerii inimaginabile. În ciuda tragediei care i-a marcat copilăria, Elisabeta Turcu a ajuns să devină una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România. Muzica ei reflectă adesea durerea și pierderea pe care le-a trăit, dar și rezistența și iertarea care au ajutat-o să se vindece. În anii care au trecut de la moartea fratelui ei, artista a trebuit să facă față și pierderii celui de-al doilea frate al ei, care a murit lucrând în vie, și a tatălui ei, care s-a stins din viață când ea avea doar 33 de ani. Însă pierderea mamei sale a fost cea mai greu de suportat pentru ea. În ciuda durerii și a suferinței pe care a trăit-o de-a lungul vieții, Elisabeta Turcu a rămas hotărâtă să-și canalizeze durerea în ceva pozitiv. Prin intermediul muzicii sale, a reușit să exprime emoțiile care au cântărit atât de greu asupra ei și să se conecteze cu alte persoane care au trecut prin experiențe similare. Cu vocea sa puternică și interpretările sale emoționante, Elisabeta Turcu a devenit o sursă de inspirație pentru mulți. Capacitatea ei de a găsi speranță și vindecare în fața tragediei este o dovadă a forței și rezistenței spiritului uman. Pe măsură ce continuă să împărtășească povestea și muzica ei cu lumea întreagă, moștenirea artistei va continua să trăiască, ca un memento al puterii iertării și al spiritului uman durabil. În concluzie, povestea de viață a Elisabetei Turcu este una de tragedie și pierdere, dar și una de reziliență, speranță și iertare. În ciuda durerii pe care a trăit-o, ea și-a canalizat durerea în ceva pozitiv și a devenit o sursă de inspirație pentru mulți. Muzica ei reflectă povestea ei de viață și capacitatea ei de a găsi speranță și vindecare în fața tragediei. Moștenirea artistei va continua să trăiască ca un memento al puterii iertării și al spiritului uman durabil.